faci dacă angajații își pontează cartelele, dar nu trec pe la muncă? Montezi aparate cu cititor de amprente. Așa s-a gândit primăria din Cluj-Napoca să-și constrângă angajații care trăgeau chiulul să vină cu adevărat la serviciu. Mulțumesc. Iar dacă nu ai amprenta în baza de date... La începutul lunii iunie, primăria a decis să schimbe vechile aparate de pontaj pe bază de cartelă cu altele noi pe bază de amprentă digitală. Motivul schimbării cititoarelor de carduri a fost cât se poate de întemeiat, spun reprezentanții primăriei. Departamentul de Resurse Umane a avut plângeri din partea unora dintre angajații primăriei care erau revoltați de faptul că unii dintre colegii lor își făcuseră un obicei din a-și trimite dimineața cu alți colegi de birou cartela la pontare. Și dacă șmecherii s-au cam speriat, funcționarii conștiincioși au apreciat noul sistem. E un sistem modern, e practic în același timp. Nemulțumiți și-au păstrat însă cartelele și speră că vechiul sistem va reveni, mai ales că noile aparate sunt doar în testare. Se lucrează încă la aceste lucruri, rămân ca la finalul evaluării să stabilim dacă le vom achiziționa, le vom închiria sau vom renunța și vom rămâne pe sistemul tradițional. Pe internet, prețul unui asemenea aparat pornește de la 2300 de lei și poate ajunge până la 10520 de lei.